Jetta, însărcinată deja în 41 de săptămâni, a ajuns la spital în urmă cu o zi și a anunțat că bebelușul ei se pregătește să vină pe lume. Până în acest moment, sora lui Culiță nu a dat vestea cea mare, însă Ileana nu s-a mai putut abține. Pe pagina sa de Instagram, Ileana Sterp a făcut o postare surprinzătoare. Aceasta a mărturisit că se află într-o neliniște totală și abia așteaptă să afle dacă sora ei a născut sau nu. A recunoscut, de asemenea, că nu a trăit emoții atât de mari nici când se afla ea în pragul nașterii. Eu așa emoții n-am avut nici când am născut eu. Aștept vești despre Jetta cu sufletul la gură, a scris Ileana Sterp. Aceasta a povestit că a mers la maternitate și, deci toată lumea aștepta ca bruneta să facă marele anunț, moașa ei a făcut o postare pe Instagram în care a dezvăluit că aceasta este încă în travaliu. Travaliul, ca orice travaliu, nu este ușor. Dar să devii mamă înseamnă putere. Nu, încă nu a născut Jetta, este în travaliu, dar este mai puternică decât crede. Este cea mai bună mamă, a scris moașa Jettei Sterp. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.